Starea de nesiguranță a cetățenilor români în ceea ce privește numărul de îmbolnăviri cu COVID-19 este dată chiar de către persoanele responsabile. Ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, face declarații șocante despre măsluirea datelor privind incidența cazurilor de infectare. Președintele PMP Mehedinți, Ramona Cupă, dorește responsabilizarea întregii situații privind această perioadă dramatică în care românilor li se oferă incertitudine, nesiguranță și teamă în acest sens. Românii au nevoie de siguranță, certitudine și semnale optimiste de convingere că această criză este gestionată cu profesionalism și onestitate. Iar atunci când tocmai un ministru al sănătății induce populației ideea că datele privind numărul de infectări din România au fost măsluite și că românii au fost informați greșit, se dă dovadă de o mare irresponsabilitate. Ramona Cupă, președintele PMP Mehedinți, a arătat faptul că binele cetățenilor români trebuie să primeze în fața intereselor personale, dar mai ales politice. Astfel, aceasta dorește lămurirea întregii situații privind numărul real al cazurilor de COVID-19. Consider că nu este nici timpul și nici momentul pentru declarații atât de irresponsabile făcute, culmea, de un demnitar al statului român, de la care România așteaptă corectitudine, sinceritate și o gestionare corectă a pandemiei. Dacă tocmai ministrul sănătății induce teamă și nesiguranță printre români, atunci mă întreb, la modul cel mai sincer cu putință, încotro ne îndreptăm, a declarat președintele PMP Mehedinți, Ramona Cupă, pe pagina sa de Facebook. Dacă într-adevăr cifrele pandemiei ar fi fost măsluite, cine ar fi avut interesul să o facă și de ce ar fi mințit pe români? Cetățenii ce și pe cine să mai creadă? Când tocmai persoanele responsabile, respectiv ministrul sănătății Vlad Voiculescu, ar trebui să dea dovadă de responsabilitate în actuala situație, ci nu să inducă teamă și nesiguranță în rândul românilor.